panică pentru locuitorii unei străzi din Pitești. O femeie a sunat la 112 și a anunțat că dintr-un canal ies flăcări și fum și se simte un miros de plastic ars. Imediat, o auto specială de la pompieri a fost trimisă la fața locului, iar ulterior un echipaj SMURD și auto specială CBRN. Într-adevăr, dintr-un canal tehnologic ieșea fum și în toată zona era un miros pregnant înnecăcios. A fost chemată și o echipă de la furnizorul de energie, care făcuse în urmă cu câteva ore o intervenție acolo. Electricienii au scos o siguranță și au plecat, fără a afecta consumatorii. Nimeni nu înțelege însă cum într-un canal tehnologic pot fi cabluri de energie electrică un real pericol pentru întreaga zonă.